Aproape 100 de copii au participat săptămâna aceasta la școala de vară de la Nanu Mușcel, o instituție de învățământ care și-a deschis larg porțile și pentru copiii care vor să învețe în viitor aici, nu doar pentru cei care sunt deja înscriși. Dacă e vară, e vacanță și dacă e vacanță, la școala Nanu Mușcel a devenit o tradiție să desfășurăm proiectul Școala de Vară. Aflat la a treia ediție, am putea crede că deja ajunge într-o direcție în care să devină plictisitor, însă pentru că mintea unui profesor este un tezaur de idei și pentru că atunci când ne întâlnim, noi formăm o echipă minunată și ideile curg, și anul acesta proiectul a fost plin de provocări. Am avut în fiecare zi elevi de la ciclul primar și gimnazial, am desfășurat o oră de activități remediale, pentru că, așa cum știți cu toții, sfârșitul anului școlar a fost o perioadă cu câteva disturbări în activitatea noastră școlară și atunci am venit în întâmpinarea celor care și-au dorit să recupereze această perioadă și după fiecare oră de lecții a urmat ora de joacă, bucuria și plăcerea tuturor copiilor. Am venit în întâmpinarea lor cu ateliere minunate. Așa cum am spus, fiecare dintre noi a avut idei interesante și totul a ieșit minunat. Cu siguranță imaginile care vor urma o să dovedească acest lucru. Elevii au fost încântați de activitățile desfășurate și s-au înscris deja la școala de vară de anul viitor. În vacanța de vară mi-a plăcut foarte mult că am învățat, ne-am întâlnit cu toții și cel mai important lucru care mi-a plăcut a fost că ne-am întâlnit cu toții. Mi-a plăcut cel mai mult că m-am jucat cu prietenii și când am învățat și când ne-am întâlnit cu toți. Mi-a plăcut cel mai mult pentru că ne-am întâlnit cu toții în această săptămână și că ne-am jucat și am făcut activități minunate. Ce atelier ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut când ne-am întâlnit cu toții. Mi-a plăcut când ne-am jucat afară piatră, hârtie, farfecă. La atelierul de jocuri. Voi veni și anul viitor. După o săptămână întreagă de activități, astăzi a avut loc festivitatea de închidere a școlii de vară. Absolvit școala de vară în anul Mușcel. V-au plăcut activitățile? Da! Ne bucurăm din suflet. Toți participanții au primit diplome și premii.